Așa numitele obiective de la Barcelona, aprobate de liderii Uniunii în 2002, prevăd ca serviciile de îngrijire a copiilor să fie disponibile pentru 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie și pentru 33% dintre copiii cu vârsta sub 3 ani. În același timp, un nou studiu publicat de comisie pune în lumină fenomenul diferențelor de pensii dintre femei și bărbați, care arată că, în medie, la nivelul Uniunii Europene, pensiile femeilor sunt cu 39% mai mici decât pensiile bărbaților. Cifrele pentru 2010 arată că majoritatea țărilor din Uniune nu și-au atins propriile obiective în materie de furnizare de servicii de îngrijire a copiilor. Numai 8 țări au reușit să respecte obiectivele pentru ambele categorii de vârstă. Belgia, Danemarca, Spania, Franța, țările de jos, Suedia, Slovenia și Regatul Unit. Numai 10 state membre au atins obiectivele în ceea ce privește prima categorie vizată, între 0 și 3 ani, și 11 state membre au atins obiectivele în ceea ce privește doar a doua categorie vizată, între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie. De asemenea, a fost publicat și un studiu de specialitate privind diferențele de pensie dintre femei și bărbați, primul studiu de acest fel realizat vreodată. Acesta arată faptul că rata de ocupare a forței de muncă mai scăzută în rândul femeilor are impact asupra acestora și la vârsta de pensionare. Pensiile femeilor sunt în medie cu 39% mai mici decât cele ale bărbaților. Această discrepanță este rezultatul a 3 tendințe pe piața forței de muncă. Numărul femeilor susceptibile de a avea un loc de muncă este mai mic decât cel al bărbaților. Numărul orelor sau anilor de muncă prestați este mai mic în cazul femeilor decât în cazul bărbaților, iar în medie salariile femeilor sunt mai mici decât cele ale bărbaților.